Bine, nu că ar fi un conflict, tot. Că nu era eu pe pământ. Cam asta spune știrea. Nu că s-ar fi certat să... Că nu prea se înțelege. Chiar crede că e a unul sau ce. Care-i motivul să cer? Că Ilie Haralambie, așa cum îi zice Gigi, chiar să crede a unul. Și Pinti a fost deranjat că a mai dat câteva indicații și el și la antrenamente. Și ăsta i-ar fi... Nu cred în varianta asta. Acum vrei să spun ceva? Comentăm ceea ce se zbunește. Da, dar nu... Popintilii, vrei să spun ceva, nu-l mișcă nimeni de acolo. Nu, oricine ar veni, nu-l mișcă nimeni de acolo. Acum contează foarte... Depinde de unde nu-l mișcă, din postul de decizie. De la Steaua, de la FCSB. Bun, de la FCSB, da. Linii mari, dar poate fi și la junior la FCSB sau chiar delegat așa cum este în hârtii, nu? Acum depinde, vrei să spun ceva, depinde pe ce filieră a venit și Cipriotul. Doamne ajută! Pe considerente ecumenice. Pe filiera pentru care ai plecat tu. Da. Da, nu pe filiera aia. Nu e adevărat. Dar vreau să spun ceva. E un lucru bun pentru Cipriotul. Are ce să învețe de la Pintili, da? Și face carte de vizită. Și din punctul meu de vedere, e un jucător bun de poker. Da? De poker? Chiar dacă n-are carte niciodată, dar e un jucător foarte bun. Dacă blufează, adică, bine. Adică vrea să spună că divină. Pantonima de la marginea terenului e un jucător bun de poker. Nu acum că vrei tu să-l dezvolți, da. Treaba ta. Eu ți-am spus. Când crezi tu că a aflat el de cele trei schimbări de la Rapid, Ilie Haralambie? Când i-a văzut pe aia în teren. Când a văzut tabla, tu ridica rezerva ta, bă, ce cu ăștia trei aici? Nu știu, și acum eu vorbesc separat, nu mai am nicio treabă cu FCSB-ul, eu vorbesc separat. Eu cred că în repriza a doua aș fi schimbat, nu știu, Alex, eu aș fi mers pe chiar m-ar interesa punctul tău, eu aș fi renunțat la un fundaș central, da? L-aș fi tras pe faza de apărare, pentru că ăștia au mai avut Rapid o a doua reviză, au avut o singură ocazie, din câte știu. Păi au avut un singur și pe partea toate cele 90 nu, de minute. Au avut situații, da? Și pe final, să nu uităm, dar, că au fost câteva situații. Dar, pe poartă un singur și pe partea a fost. Eu l-aș fi introdus pe Ombrani și aș fi scos un fundaș central, l-aș fi riscat. CM1-0, CM2-0 și aș fi pus presiune om pe om. Mă, dacă tu iubești Grigore... companiu între ghilimele, companiu trebuia scos la pauză. Cum? Companie, nu trebuia scos. Nu trebuia scos. Nu trebuia scos deloc. Nu trebuia scos, pentru că a fost singurul care a avut acolo ocazii. Dar poți să joci cu Ombrani. Mai început să te răsucești, parcă nu, până acum nici nu eram de 2011. Nu, rămâne aceeași. Dar în partida din Șlești, nu ar fi trebuit. Alex Borceanu.